Oameni dragi, o să citim din nou din Scriptură, de data aceasta din Fapte, capitolul 4. O să citim de la versetul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său, în adevăr împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care L-ai uns Tu. S-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne, prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Mulțumesc, frați și surori, reocupați-vă locurile. Seara aceasta este încă o experiență pe care ne oferă Dumnezeu să ne închinăm și să medităm la ce a fost și mai ales la ce a rămas. Deși noi știm că suntem trecători pe pământ, ne comportăm ca și cum nu am fi trecători. Pentru că uneori ne lipsește disciplina de a trăi clipa și de a ne concentra pe lucrurile care la sfârșit contează. Omul are o natură umană care se îndumnezeiește în momentul în care Dumnezeu intră în inima omului, prin nașterea din nou, și apoi într-o intensitate mai mare, prin celelalte experiențe spirituale și cu precădere, în seara aceasta mă refer la umplerea cu Duhul Sfânt. Expresia aceasta, umplerea cu Duhul Sfânt, poate avea un caracter specific pentru cineva și un caracter foarte general pentru altcineva. Depinde de experiența spirituală a fiecăruia și depinde de maniera denominațională în care interpretăm cuvântul. Dumnezeu nu intră într-un om ca să-l îndumnezeiască înainte ca omul acesta să se pocăiască pentru a-i fi iertate păcatele. Experiența aceasta se numește mântuire, la modul general. După cum Ioan a fost numit Ioan Botezătorul, aceasta fiindu-i un fel de poreclă, pentru că el boteza în apă, tot la fel Domnul Iisus a fost Iisus Botezătorul, pentru că el boteza cu Duhul Sfânt. Sigur, el boteza cu Duhul Sfânt împreună cu Tatăl. De fapt, dumneavoastră ce credeți? Cine l-a trimis pe Duhul Sfânt? L-a trimis Tatăl? L-a trimis Fiul? L-a trimis Tatăl și Fiul la un loc? Veți spune, nu e important. Dintr-un anumit punct de vedere, nimic nu e important. Dintr-un alt punct de vedere, totul este important. Dumneavoastră ce credeți? Aș vrea să citesc două versete din Scriptură. Mântuitorul le-a spus apostolilor: și eu voi ruga pe Tatăl să vă dea un alt mântuitor, un alt mângâietor, care să fie cu voi în veac. Cine l-a trimis pe mângâietorul? Tatăl. Haideți să mai citim încă un verset. Am citit din Ioan 14, acum citesc din Ioan 15. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite,
adică Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Aici, în Ioan 15:26, în mod explicit, Scriptura spune că Mângâietorul e trimis de Mântuitorul. Această chestiune teologică este una disputată de la începutul creștinismului. Noi să știți că în 1054, cu 1000 de ani în urmă, a existat o despărțire între Biserica Răsăriteană și Biserica Apuseană, intrată în istorie sub denumirea de Marea Schismă, Marea Despărțire, Marea Rupere. Iar printre motivele care au concurat la decizia despărțirii între ortodoxi și catolici a fost și acest detaliu teologic. Duhul vine de la Tatăl sau vine de la Fiul? Acest detaliu teologic este numit doctrina filioque, de la Fiul. Termenul acesta teologic se referă la problema coborârii Duhului Sfânt. Acest aspect constituie, așa cum spuneam, motivul pentru care s-a întâmplat una dintre cele mai mari despărțiri din istoria creștină. Teologii ortodoxi spun că Duhul Sfânt este trimis de Tatăl. Teologii catolici consideră că Duhul Sfânt a fost trimis de Tatăl, dar împreună cu Fiul, adică de Tatăl și de Fiul, și de Fiul, filioque. Cele două prerogative principale sunt prezentate de Ioan Botezătorul cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. Spre exemplu, el spune că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca Fiul al lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, spune el. Vă mai aduceți aminte de Evanghelia după Matei, capitolul 3, după ce, sau în timpul în care Domnul Iisus vine la Ioan Botezătorul ca să fie botezat la Iordan. Ioan îl privește și, ca și cum nu urma să-l boteze, el mai întâi face o proclamare. Iată mielul lui Dumnezeu. Însă, în versetele 33 și 34, el spune un alt lucru care ne îndreaptă atenția spre o altă competență a Mântuitorului Iisus Hristos. El spune, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și oprindu-se este cel care botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ioan vorbea despre Domnul Iisus. Observați cele două prerogative pe care le are Hristos din punct de vedere al lui Ioan. Prima este, iată mielul lui Dumnezeu. Pentru ce exista mielul? Pentru iertarea păcatelor. Aceasta este prima competență a Domnului Iisus, cea care îl face mântuitorul oamenilor. El a venit să fie un miel, ultimul miel de jertfă, care va muri pentru absolut toți oamenii. Aceasta este competența sa de mântuitor. Dar observați că Ioan avansează și ideea de fiu al lui Dumnezeu. El este fiu al lui Dumnezeu pentru oamenii mântuiți, pentru poporul lui Dumnezeu, care deja sunt mântuiți prin credință de mielul lui Dumnezeu. Relația oamenilor cu Domnul Iisus, chiar dacă este specifică la fiecare moment din viață, la modul general, oamenii, indiferent de condiția lor spirituală, au nevoie de El. Oamenii din lume au nevoie de El ca de mielul lui Dumnezeu care iartă păcatele. Oamenii din biserică au nevoie de El ca de Fiul lui Dumnezeu care susține, care întreține, care împuternicește, care conduce, care este suveran. Misiunea Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Hristos. El mă va proslăvi, spune Ioan în capitolul 16, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu.
Iată dar ce proclamare puternică face Domnul. Tot ce are Tatăl este al meu. Adică ce are Tatăl mi-a dat mie și eu dau Duhului Sfânt. Pentru că El va lua din ce am eu, iar eu am luat din ce are Tatăl. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și se va descoperi. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt și în mod particular despre umplerea cu Duhul Sfânt și revenind la mesajul pasajului din Scriptură pe care l-am citit în această seară, noi fiind într-o biserică penticostală și mai ales într-o perioadă în care avem intenția să venim în fiecare seară la biserică și să ne rugăm specific pentru o ungere proaspătă, pentru o reumplere cu Duhul Sfânt, am citit în mod intenționat pasajul acesta, care este frate cu cel din Fapte 2 pe care îl citim de obicei, unde spunem când va veni Duhul, va coborî o putere, va veni puterea peste voi și ea se va constitui într-o resursă care vă va da vouă capacități pe care nu le-ați avut. Veți putea să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum, pentru că Dumnezeu va intra în voi prin Duhul Sfânt într-o măsură care va deveni necesară pentru orice dificultate cu care vă veți confrunta în condiția voastră de trimiși, de ambasadori ai lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre apropierea de Dumnezeu, rugăciune stăruitoare, vorbim despre un proces al vieții spirituale, vorbim despre o maturizare, o creștere. Când Domnul îi trimite, le spune să nu vă duceți înainte ca să primiți resursa, să nu vă duceți înainte ca să fiți umpluți de Duh, dar după ce asta se întâmplă, El spune, duceți-vă. Observați că în capitolul 4 din care am citit, Petru și Ioan sunt închiși. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-a istorisit ce s-a întâmplat. Le-a spus cu detalii ce s-a întâmplat. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul și au spus către Dumnezeu, Tu care ai făcut cerurile și pământul. Și în următoarele versete, ei repetă niște promisiuni ai lui Dumnezeu, care au fost făcute de pe vremea lui David, adică 1000 de ani înainte de Domnul Iisus. Ei revendică această calitate de moștenitori prin împlinirea promisiunilor. Și observați că la un moment dat încep să se roage specifice și spun, acum, Doamne, uită-te la amenințările celor care ne-au prins, sau mai bine zis, ne-au persecutat, ne-au prins, ne-au închis, uită-te la amenințările lor și a terminat cu ei. Nu se roagă ca să le facă Dumnezeu ceva, să-i pedepsească, să-i nenorocească, absolut deloc. Ei se roagă pentru ei. Și după ce spun, uită-te la amenințările lor, ei spun, dă putere robilor tăi. Nu vi se pare că pur și simplu ei se neglijează pe ei, nevoia lor de protecție, nevoia lor de siguranță? Au fost în piață, au predicat public despre Iisus într-o perioadă în care era interzis să rostești numele acesta. Autoritățile, pe bună dreptate, în baza legilor zilei, i-au arestat, i-au închis. Știți că le-au dat drumul. Ei profită de libertate. Ce am fi făcut noi dacă am fi fost închiși pentru credință în urma unui proiect care ar fi scandalizat autoritățile și ne-ar fi închis și am fi ajuns acasă, slavă Domnului, ne-am fi îmbrățișat soția și copiii, bucuroși că am scăpat. Care ar fi fost rugăciunea noastră? Observați ce rugăciune au făcut oamenii ăștia. Doamne, noi o să ne ducem înapoi în piață, dă-ne putere să predicăm Evanghelia. Cum vi se pare atitudinea lor? Vi se pare o atitudine echilibrată? Pentru generația noastră, atitudinea lor este excentrică sau echilibrată? Este normală sau neobișnuită? Ce a însemnat pentru ei să fie plin de Duh? Pentru ei să fie plin de Duh a însemnat un entuziasm, un angajament,
o motivație, o mobilizare atât de puternică, încât pur și simplu au neglijat faptul că experiența arestării se va repeta. Și s-au dus din nou să predice în piață. Vedeți, noi încercăm să mergem pe urmele apostolilor. Încercăm să ne uităm la viața lor în cartea prezentată în Cartea Faptelor și în Epistole, de asemenea ne uităm la viața Domnului Iisus prezentată în Evanghelii și încercăm să trăim ca ei. Dar vă întreb, la capitolul ăsta în mod concret, în ce măsură trăim ca ei? Vă mai aduceți aminte că ei au cerut umplerea pentru ca să facă lucruri care nu le puteau face prin mijloace personale? De ce avem nevoie noi astăzi de umplere? Ce avem de gând să facem cu ea? Urmează câteva săptămâni de stăruință. Mai mulți dintre noi vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Umpluți pentru prima oară cu puterea. Asta înseamnă botez. După aceea înseamnă reumplere. Ce avem? De ce vrem să cumpărăm pâinea? Mergem la prăvălie și cumpărăm o pâine sau două. De ce? Pentru că avem acasă o familie și nu mai avem pâine. Și avem nevoie de pâine. Știm în mod concret de ce avem nevoie de pâine. De ce ne trebuie, n-are rost să mai dau exemple pentru că devin banal. De ce ne trebuie umplerea cu Duhul Sfânt? Ce avem de gând să se întâmple după ce se termină stăruința? Din experiența anilor trecuți s-a întâmplat ceva? Dacă nu, înseamnă că noi avem o problemă. Cumpărăm pâine pe care nu o mănâncă nimeni. Sau mâncăm un colț din 10 pâini pe care le cumpărăm. La ce ne așteptăm noi cu ce vom primi în timpul stăruinței? Este incomodă întrebarea? Recunosc că este incomodă, dar nu credeți că ar fi bine să ne opunem noi, să nu ne opună alții? Nu credeți că ar trebui să ne gândim noi la ea înainte să ne întrebe Dumnezeu ce am făcut cu chestia asta? Priviți, vă rog, la rugăciunea lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul, nu cu îndrăzneală, cu toată îndrăzneala. Ce resurse interioare au avut ei? Pentru că în loc de frică există o mobilizare și un entuziasm aproape exagerat. De unde venea puterea asta, angajamentul ăsta, aproape nebunia asta de a te neglija pe tine și riscurile la care te expui? Vedeți, oamenii aceștia au cerut Duhul Sfânt pentru ca să facă lucruri pe care, în mod normal, oamenii nu le fac. Aici nu-i vorba de o competență, ci este vorba de o motivație foarte puternică care este mai intensă decât frica, mai puternică decât instinctul de conservare. Ce credeți că au mâncat oamenii ăștia în perioada asta? Ce a mâncat Pavel? El an de zile a fost dedicat lui Dumnezeu. Ce au mâncat cei care erau cu el? Grupa lui Petru, grupa lui Pavel și în general mulți alții care au mers. Cu ce s-au întreținut oamenii ăștia? Ei n-au avut visul unei cariere? N-au avut perspectiva unei familii? N-au avut intenția să-și pună ceva deoparte pentru vremurile în care vor fi bătrâni și nu mai pot munci? Nu vi se pare că oamenii ăștia au avut o altă paradigmă de gândire, o altă mentalitate, alte așteptări, altă perspectivă pentru viitor? Felul în care noi ne-am construit viața astăzi, nici nu ne permitem să facem ce au făcut ei. Pur și simplu noi nu ne permitem. Pentru că suntem așa de strânși într-un sistem unde munca domină, odihna probabil că e pe locul 2, în afară de muncă, de odihnă, mai băgăm ceva în gură și mai ne ducem până nu știu unde, cam astea sunt 24 de ore. Ce șanse avem noi să imităm pe oamenii ăștia pe care am vrea să imităm? Din nou va fi o perioadă de umplere, o perioadă de strâns, de alimentare, dacă îmi permiteți experiența de la gas station. Vom alimenta din nou. Din nou va fi rezervorul plin. Îți arată la bord 400 de mile, frate, nu-ți mai trebuie benzină. Și încotro vom face aceste 400 de mile? Când? Cu cine?
De ce? Vedeți, este bine că prezentăm istoricul, narațiunea din Cartea Faptelor, ce au făcut apostolii, dar cred că este absolut necesar să ne întrebăm care sunt piedicile pe care noi le avem în generația noastră de nu putem să facem aceste lucruri. Să fii plin de Duh este absolut necesar, indiferent ce faci după aceea. În sensul că s-ar putea să fii dedicat ca apostolii sau s-ar putea să nu fii așa de dedicat. Umplerea este absolut necesară. Dar atunci când umplerea există, ea responsabilizează. Dacă nu există nicio diferență de dinaintea stăruinței și după stăruință, asta vorbește că stăruința nu are valoare. Dacă ori cu bani, ori fără bani este la fel, înseamnă că banii se egal cu zero. Nu, stăruința nu poate fi lipsită de valoare. Dar pentru felul în care cineva își gestionează viața, poate să fie inutilă. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce vreau eu să spun este faptul că oamenii ăștia s-au rugat pentru ei și priviți ce cer ei în versetul 30. Întindeți mâna. Dar de ce să-și întindă Domnul mâna? Ca să se manifeste supranaturalul. Vă mai aduceți aminte de predica de data trecută? Vă mai aduceți aminte de primul punct? Supranaturalismul. Dumnezeu vine și tot ce face este supranatural. Uitați ce spun ei. Doamne, te rog frumos să vii și te rog frumos să faci lucrurile alea pe care numai Tu le poți face. Care sunt lucrurile alea? Tămăduiri, minuni și semne. Tămăduiri, minuni și semne. Vi se pare că în vremea noastră există o limitare a manifestării Duhului Sfânt și se reduce doar la câteva daruri care sunt vorbirea în limbi și prorocie? Tămăduiri, minuni, semne? Dumneavoastră, ce explicații aveți? Vedeți pentru ce s-au rugat oamenii ăștia? S-au întâmplat lucrurile astea pentru care s-au rugat? Dacă citim Cartea Faptelor Apostolilor, dacă ne uităm în epistole, înțelegem că frecvența, intensitatea repetării acestor supranaturale acțiuni divine făcute de Duhul Sfânt era mult, mult mai mare decât astăzi. Oameni dragi, ce vreau eu să spun este faptul că este imposibil cineva să devină plin cu Duhul Sfânt, iar după ce se termină stăruința, să fie ca înainte de stăruință. Este absolut imposibil. Ce se întâmplă după stăruință vorbește despre calitatea la experiența lui. Calitatea experienței noastre nu e dată de pastorul care îl declară botezat sau nebotezat pe un om, ci este dată de manifestarea puterii. Când Duhul umple un om, ăsta e dunamis, e dinamită, e forță foarte mare, înghesuită acolo și ea se manifestă. Momentul în care un om se umple de dinamită, dacă cineva se înconjoară cu dinamită, se duce lângă un picior de pod foarte mare, piciorul ăla de pod va zbura ca o scobitoare de acolo, datorită forței dinamitei. Ei, această dinamită, dunamis, puterea, când devine un om, un creștin, un credincios, plin de ea, el nu mai poate să fie ca înainte, pentru că autoritatea asta pe care o are, energia asta dumnezeiască, îl responsabilizează, îl motivează, îl mișcă. El se simte responsabil să-și creeze timp pentru ca să poată manifesta puterea pe care a primit-o la stăruință. Poate un dar, poate o slujbă, poate o lucrare, poate un proiect misionar, dar ceva este. Oameni dragi, nu știu dacă dumneavoastră aveți chef să ascultați o provocare de genul acesta, dar mi se pare absolut pertinent, normal, logic să punem problema în felul acesta. Este neapărată nevoie să venim la stăruință, dar să știți că
venind la stăruință, nu se termină totul, ci începe totul. Ce facem cu ce o să primim? Este ca și cum dumneavoastră îmi dați $1,000,000 și îmi spuneți, Luigi, du-te și investește-i. Te rog frumos în 2 ani să te întorci și să-mi arăți grămada de bani pe care ai strâns-o cu milionul ăsta. E bine că eu primesc $1,000,000, să am eu $1,000,000, apucă cu frig. Dar în sfârșit, dar asta mă face foarte responsabil pentru gestionarea la valoarea asta. Vom veni să ne rugăm și vom cere să ne umple Dumnezeu cu puterea dumnezeiască. Dar această putere dumnezeiască, care se va așeza în vasul ăsta limitat, va mișca vasul, îl va predispune la efort, la sacrificiu, îl va predispune la risc pentru vestirea numelui lui Iisus Hristos. Oameni dragi, gândiți-vă la aceste lucruri. Anii trec, ne apropiem de final, linia de sosire nu-i departe. Faceți-vă planuri mai îndrăsnețe, planuri care să-L onoreze mai mult pe El, să-L înalțe pe El, să-L adore pe El. Vă rog, faceți-vă planuri mai mari pentru Dumnezeu. Asta înseamnă timp, asta înseamnă energie, asta înseamnă iertare, asta înseamnă disponibilitate. Pentru că noi vom primi o putere. Nu trebuie să o încuiem în seiful sufletului, ci trebuie să o manifestăm pentru mântuirea unora care îl așteaptă pe Mielul lui Dumnezeu și pentru zidirea altora care îl așteaptă pe Fiul lui Dumnezeu. Timpul a trecut, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Duhul Sfânt să conducă și rugăciunea și Duhul nostru. Amin.